Pescarul și peștișorul de aur, după Alexander Pușkin. A fost odată un pescar bătrân, care locuia împreună cu soția sa, o femeie înfumurată, certăreață și mereu nemulțumită, într-un bordei neîngrijit și dărăpânat. Bătrânul ieșea pe mare la pescuit. Era singurul mod de a face rost de mâncare. Într-o bună zi, pescarul prinse un peștișor din calea afară de frumos. Părea poleit cu aur. Peștișorul cu glas de om îi ceru pescarului să-l lase în viață și să-l arunce în apă și îi va îndeplini trei dorințe. Pescarul, om milostiv, îi cruță viața bietei ființe, chiar dacă nu credea în minuni. Ajuns acasă cu traista goală pentru a-și îmbuna soția, îi povesti de peștișorul aurit și de promisiunile lui. Aceasta și reata femeie îi porunci bătrânului să se întoarcă îndată pe țărm și să-i ceară peștișorului să-i îndeplinească o dorință. Ajuns pe țărmul mării, îl strigă pe peștișor. Acesta nu întârzie să se arate, iar pescarul îi ceru pentru soția lui o covată mai mare, în locul celei vechi. Peștișorul îi promise pescarului că dorința femeii va fi îndeplinită. Ajuns acasă, găsi o covată mare și frumoasă, cum nu-i fusese dat să vadă vreodată. Nevasta sa stătea lângă vas, clătinându-și capul în semn de uimire. Acum dădea crezare puterii nemaipomenite a peștișorului de aur și nu trecu mult timp că născoci din nou o dorință demnă de lăcomia sa. După o vreme, femeia îl trimise din nou pe om la malul mării, pentru a cere peștișorului de aur să-i îndeplinească cea de-a doua dorință. De asta dată, femeia voia o casă frumoasă și împodobită în locul celei derăpânate. Pescarului îi era rușine de lăcomia soției, dar își lua inima în dinți și îl chemă din nou pe peștișor. Și îi spuse cea de-a doua dorință a femeii. Peștișorul asigură că dorința îi era ca și îndeplinită. La întoarcere va găsi o casă nouă, încăpătoare, din care nu va lipsi nimic. Pescarul porni spre nevastă, cu capul plecat. Dar iată că în locul bordeiului dărăpânat se afla o casă mare, nou-nouță. Femeia lui însă stătea în prag, scrâșnind din dinți de nemulțumire. "Te pomenești că nu-i sunt de ajuns toate bogățiile din lume," gândi mohorât bătrânul. Și câtă dreptate mai avea, căci de îndată ce-l văzu, bătrâna îi porunci moșului să facă din nou cale întoarsă și să se înfățișeze înaintea peștișorului. Urma să îi se îndeplinească cea de-a treia dorință, voia un palat. Peștișorul îi îndeplini dorința, deși părea deja sătul și plictisit de lăcomia lor. Când bărbatul se întoarse acasă, nu-i veni să-și creadă ochilor. În locul casei era un palat care se înălța falnic în ținutul acela părăsit, ce până nu de mult fusese parcă uitat de Dumnezeu. Nevastă sa era acum împărăteasă. Când își văzu bărbatul la poartă, îl izgoni ca pe un dușman și îi spuse să ia seama ca nu cumva să îndrăznească să mai pună piciorul în palatul ei. Bătrânul pescar părăsi palatul și porni încotro văzu cu ochii. Bietul pescar nu înțelegea ce se petrecea. Căzu pe gânduri, știa că doar peștișorul de aur putea să-i dea vreun sfat. Coborâ din nou la țărm și îl chemă încă o dată, deși cele trei dorințe fuseseră deja îndeplinite. Totuși, peștișorul se arătă și acum. Bătrânul îi povesti de necazul care dăduse peste el, de trufia nevestei sale. Bătrânul avea o ultimă rugăminte, pornită din suflet. Îi ceru peștișorului să năruie palatul și să facă să dispară bogățiile primite, iar acasă voia să o găsească pe nevastă în bordeiul lor sărăcăcios în care să domnească pacea și împăcarea. Lăcomia nevestei pescarului îl supără din calea afară pe peștișor, astfel că se îndură de sufletul necăjit care venise să-și jelească amărăciunea. Hotărâ să facă dreptate și să îndeplinească această ultimă dorință. Îl îmbună pe bietul pescar și îl trimise
acasă. Nu mai era nici urmă de palat, de curte împărătească și de mulțimea de servitori care forfoteau prin palat să-i facă pe plac stăpânei. Când bătrânul văzu vechea lor căsuță, cu pereții scorojiți, se simți cu sufletul împăcat. Înăuntru își găsi nevasta, veșnic nemulțumită. Cum era și mai înainte? Totul era ca la început. Viața lor era lipsită de bucurii și de bogății, așa cum fuseseră obișnuiți. Pescarul ieșea din când în când la pescuit, dându-și toată silința să prindă cât mai mulți peștișori în cârligul undiței. Ducea o viață grea, plină de griji, dar pescarul știa că era tocmai viața pe care și-o dorise, deși nevasta continua să-l dojenească pe nedrept în fiecare zi.